pe Chiribiș, spacul de Barcău. De asemenea, e în fază de finalizare licitația. Eu cred că în luna septembrie, dacă nu vor fi contestații, vom putea semna contractul și acolo. Și astfel încât să semnăm, să închidem aceste tronsoane importante. Astăzi, 4 septembrie 2023, secțiunea de autostradă de la Suplacul de Barcău la Chiribiș are constructor desemnat. După semnarea contractului, constructorul român are la dispoziție 884 de milioane de lei și 24 de luni, dintre care 6 luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție, pentru finalizarea lucrărilor de pe secțiunea de 26,35 de km dintre Suplacul de Barcău și Chiribiș. Contractul este finanțat prin fonduri europene nerambursabile și prevede inclusiv construirea a 8 poduri, 8 pasaje și 3 viaducte. Semnarea contractului va fi posibilă peste 10 zile, dacă nu vor fi depuse contestații. Secțiunea de la Suplacul de Barcău la Chiribiș este parte din contractul pentru construcția autostrăzii Transilvania, semnat în trecut cu constructorul american Bechtel și care ulterior a fost reziliat. În sfârșit s-a semnat și al treilea contract. Îmi spunea domnul Erbașu că e așa o epopee de vreo 6 ani, nu? De când s-a început prima dată această licitație, deci de 6 ani. În sfârșit am ajuns aproape de final, fiindcă așa cum bine știți, acest contract este cu clauză suspensivă, nu? Dar eu sunt absolut optimist că lucrurile vor merge în direcția potrivită și în sfârșit parte din acea celebră autostradă, cum era, Bechtel, nu? Că acolo e și un viaduct de la Suplacul de Barcău la Chiribiș, peste un lac. În sfârșit intră într-o zonă constructivă după 20 de ani. După 20 de ani.